Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră, cei care sunteți aici în sală, sau careva dintre dumneavoastră, ați auzit pe cineva vreodată vorbindu-vă de rău? Ați auzit pe cineva? Pe drept sau pe nedrept? Și sunt convins că dacă ați auzit pe cineva vorbindu-vă de rău, și mai ales dacă a fost pe nedrept, v-ați simțit puțin deranjați de lucrul acesta. Pentru că noi vrem ca să se vorbească bine despre noi. Sunteți oameni aici în locul acesta care ați auzit pe alții vorbindu-vă de bine? Apreciindu-vă pentru ceva, pentru un gest, pentru o faptă bună pe care ați făcut-o, pentru un comportament onorabil între ceilalți din jurul dumneavoastră. Și undeva v-au văzut sau auzit despre ceea ce ați făcut și v-au vorbit de bine. Și sunt convins că v-ați simțit bine. Dragii mei, ce ziceți? S-ar putea cumva ca undeva în cer la Dumnezeu, în anumite circumstanțe, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos să vorbească despre noi? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos își ia acest angajament și spune așa: îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, și alte evanghelii zice și înaintea îngerilor. Adică dacă cineva de aici, de pe pământ, face anumite lucruri, trăiește într-un anumit fel, Domnul Iisus Hristos își ia acest angajament că în cer va vorbi despre noi. Cum vreau să vă întreb, dacă v-ați simțit bine când aici pe pământ cineva a vorbit bine despre dumneavoastră, cum v-ați simțit să știți că Domnul Iisus Hristos în cer la Dumnezeu, în fața Tatălui, în fața îngerilor, vorbește bine despre dumneavoastră? Cum v-ați simțit? Deci a zis Dumnezeu odată către diavolul: l-ai văzut pe robul meu Iov? Și Dumnezeu începe să vorbească bine despre un om de pe pământ, despre un pământean, în fața diavolului și, sunt convins, în fața cerului. E neprihănit? Se teme de Dumnezeu? Se abate de la rău? Și lucrurile acestea pe care Iov le avea în viața lui, Dumnezeu le-a evidențiat, lucrurile acestea l-au făcut pe Dumnezeu să vorbească despre un pământean în cer, în fața diavolului și în fața cerului. Ați vrea să vorbească, să se vorbească despre dumneavoastră bine în cer la Dumnezeu? Ați vrea, frații mei? Oare ce ar trebui să facem aici pe pământ, folosindu-mă de textul acesta, ce ar trebui să facem aici pe pământul acesta, în viața noastră, în trăirea noastră de fiecare zi, ca în cer Domnul să vorbească bine despre noi? Să facă ce a zis aici: voi vorbi, îl voi mărturisi în fața Tatălui și în fața îngerilor. Ce ar trebui să facem noi aici pe pământul acesta? Și spun, vreau să mă opresc sau să mă axez pe cuvântul acesta citit în această dimineață. Primul lucru pe care, dragii mei, ar trebui să-l facem, ar trebui să rămânem statornici în mijlocul adversităților. Vreau să vă întreb, oamenii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, mântuiții lui Dumnezeu, sunt oameni care în lumea aceasta fac bine sau fac rău? Ce fac oamenii lui Dumnezeu, mântuiții lui Dumnezeu? Fapte bune sau fapte rele? Bine sau rău? Ce ziceți? Dacă sunt mântuiți cu adevărat, dacă sunt urmașii lui Hristos, dacă sunt născuți din nou, dacă sunt oameni înnoiți, oamenii aceștia fac bine, le fac fapte bune. Și atunci întrebarea este, dragii mei, pentru bine, pentru fapte bune, pentru fapte onorabile, de ce să ai opoziție, de ce să se poarte rău cu tine, poate chiar din casa ta? De ce? Am citit în această dimineață biletul acela când o soră cerea să ne rugăm, îi bolnavă, dar are probleme în familie, pentru că s-a întors la Dumnezeu. Dacă vorbești frumos, dacă îți împarți din al tău cu alții, dacă nu întorci rău pentru rău, dacă binecuvintezi când alții te blastămă, dacă te rogi pentru cei care îți fac rău, de ce să se poarte alții rău cu tine? Nu vi se pare că lumea asta e întoarsă pe dos? Vi se pare, frați și surori?
Adică în lumea asta normalitatea ar fi ca răul să fie condamnat, hoția să fie condamnată, înșelăciunea să fie condamnată. Și dintr-o dată lucrurile bune sunt condamnate și poate cele rele sunt apreciate. În ce lume trăim, frați și surori? De ce să ai opoziție, să ai adversitate, să fii respins, să nu fii înțeles? Știți de ce? Din cauza acestui altfel. Altfel care caracterizează viața unui copil al lui Dumnezeu. Altfel decât lumea aceasta. Altfel decât mersul lumii acesteia. Altfel, dragii mei, decât se trăiește fără Dumnezeu. Și acest altfel devine, dacă vreți, lumină care scoate la iveală tot răul care este în această lume. Devine, dragii mei, condamnare. Stăm departe, stăm deoparte, nu participăm, ne izolăm, zicea Apostolul Petru, s-a scris Apostolul Pavel, că de aceea se miră ei că nu alergați la același potop de desfrâu cu ei și puteți continua dumneavoastră mai departe. Și vă batjocoresc, pentru că v-ați separat și trăiți altfel, nu mergeți împreună cu ei la același potop de desfrâu, din cauza asta este opoziție. Vreau să vă întreb dacă viața noastră din această vreme, viața bisericii în general, nu a bisericii noastre, este suficient de radical diferită, adică altfel, încât lumea în care trăim să se pozeze, să se posteze în opoziție. Dacă este radical diferită, încât până la urmă chiar cei din casa noastră, nemântuiții din casa noastră, să facă ceea ce spune aici Domnul Iisus Hristos că va face tată și mamă și așa mai departe. Este chiar radical diferită. Ca în cer la Dumnezeu să se vorbească despre noi, trebuie ca în această lume noi să trăim altfel și acest altfel, dragii mei, prin separarea noastră de lume ca mod de viață, nu să ieșim dintre ei. Va strâni opoziție, adversitate. Noi trebuie să rămânem pe poziție trăind în lumină chiar dacă vom fi atacați, chiar dacă vom fi vorbiți de rău. E ferice de noi dacă pentru purtarea noastră bună, pentru trăirea noastră în acord cu voia lui Dumnezeu, suntem vorbiți de rău și respinși. Este ferice de noi și fericirea aceasta este că în cer la Dumnezeu se vorbește bine despre noi. Sau una dintre fericiri. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dar doilea rând, dragii mei, se vorbește bine despre noi în cer la Dumnezeu atunci când în această lume, în noaptea aceasta, în întunericul acesta, noi avem curajul mărturisirii, să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos. Oricine mă va mărturisi. Vreau să vă întreb, frați și surori, dumneavoastră, mărturisiți pe Domnul Iisus Hristos sau nu-L mărturisiți? Ce ziceți? Dacă aș face o pauză așa până când răspundeți dumneavoastră, oare cât ar trebui să aștept să răspundeți? Da sau ba? Minute în șir. Dar Domnul zice așa, oricine, pe oricine mă va mărturisi în această lume, în neamul acesta stricat, și-ar pun întrebarea și-o pun în dreptul meu. Îl mărturisesc sau nu-l mărturisesc? Ce înseamnă să mărturisesc? Poate de ce înseamnă să spun ceva despre Iisus. E adevărat. Să spun ceva despre El. Și câte ceva învață copiii pe la școala duminicală, învață pe la religie la școală, învață în casă de la părinți, probabil. Dar nu e atât. Nu doar să spun în fața oamenilor ce știu despre Iisus, câteva lucruri pe care le-am învățat despre Iisus. Să-L mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, Cel care a lucrat în viața mea. Înseamnă să mărturisesc experiența mea cu El. Și întrebarea este ce experiență am cu El. Ce a făcut El în viața mea? Zicea orbul acela
din naștere pe care l-a vindecat Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 9, îi consemna locul acesta. Oamenii de atunci, religioși de atunci, erau împotriva lui și ziceau la un moment dat, încercau să-i pună cuvinte în gură. Dă slavă lui Dumnezeu! Cum ăsta e un păcătos? Adică Iisus e un păcătos. Dar omul ăsta a rămas pe poziție. Știți ce s-a întâmplat cu omul acesta într-un final, frați și surori? Pentru că a rămas pe poziție. Știți ce s-a întâmplat? L-au dat afară din sinagogă. L-au exclus. Pentru că omul ăsta a zis așa, că e un păcătos, eu nu știu. Eu nu știu. Am fost orb și acum văd. Asta știu. Puteți zice ce vreți voi. Puteți să mă presați cât vreți voi. Eu rămân pe poziție. El este cel care mi-a deschis ochii. Am fost orb și acum văd. Dragii mei, de ce este așa de important să depunem mărturie? Dar pentru ca să depunem mărturie trebuie să avem ce să mărturisim. Să se fi petrecut ceva în viața noastră. Să ne fi atins Dumnezeu cu harul mântuitor. Să existe acea înnoire, acea transformare a vieții. De ce este așa de important să depunem mărturie, frați și surori? Nu doar pentru că se vorbește despre noi în cer, se vorbește în cer despre noi și e important lucrul acesta. E important să depunem mărturie, dragii mei, pentru că prin mărturia noastră se deschide ușa mântuirii pentru cei nemântuiți. Credeți lucrul acesta? Credința vine prin auzire. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și scrie Apostolul Pavel, cum vor crede dacă n-au auzit? Cum vor auzi dacă nu-i cine să propovăduiască sau să mărturisească? Cineva trebuie să-și deschidă gura, să depună mărturie, alții să audă, să nască credință și să fie mântuiți. Dragii mei, mărturisirea noastră deschide ușa pentru mântuire. Într-o zi Filip l-a întâlnit pe un prieten de-a lui, Natanael. Credeți că nu au avut alte lucruri pe care să le discute, să le vorbească între ei, frați și surori? Că la ordinea zilei sunt atâtea noutăți. Și atunci erau și acum sunt. La ordinea zilei sunt atâtea subiecte pe care le dezbatem între noi. Să fim sinceri, dragii mei, câte nu vorbim între noi când ne întâlnim. Dar Filip n-a făcut altceva decât să depună mărturie. Noi l-am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege, în proroci, pe Iisus, Mesia, Iisus din Nazaret, Mesia. A fost importantă mărturia asta, simplă, puțină poate. A fost importantă? S-a întâmplat ceva sau nu s-a întâmplat? Spune Sfânta Scriptură că Natanael avea prejudecățile lui, avea, mă rog, întrebările lui, neclaritățile lui, poate ieși ceva bun din Nazaret și Filip a zis, vino și vezi. E complicat să spui cuiva, eu l-am găsit pe Mesia. E complicat. Și acest Mesia mi-a schimbat viața. Ca și orbul acela, am fost orb și acum văd. Sau Pavel, am fost cel din tâi dintre păcătoși. Dar m-am întâlnit cu Hristos pe drumul Damascului, mergeam spre Damasc, a strălucit o lumină și spune toată povestea, dragii mei. Și mărturia asta deschide ușa mântuirii. Și vine Natanael la Domnul Iisus Hristos să se întâlnească el personal, pentru că cineva a depus mărturie. Și pentru că a depus mărturie, Natanael a venit și l-a întâlnit pe Hristos. Și vreau să vă întreb, s-a schimbat omul ăsta sau nu s-a schimbat? A ajuns să creadă sau n-a ajuns să creadă? Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Pentru că cineva, într-o zi, într-o circumstanță, într-o anumită împrejurare și-a deschis gura și-a depus mărturie. Cum să nu vorbească cerul despre unul care aici jos pe pământ a zis, eu l-am întâlnit pe Mesia, vino și vezi. Și prin tine, omul acela ajunge să-L cunoască pe Hristos.
Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu un grup de tineri din biserică și am spus acolo că procente importante, s-a făcut un studiu, procente importante, 70-80% dintre membrii bisericii n-au vorbit niciodată cu cineva despre Domnul Iisus Hristos. N-au depus niciodată mărturie. Deci, noi nu vrem să facem prozeliți, nu asta vrem noi. Și vrem să împlinim ce zice aici Scriptura, cine mă va mărturisi, pentru că și alții au nevoie de mântuire. Au nevoie să-L primească pe Hristos, să aibă viața înnoită, să aibă, dragii mei, numele scris în cartea vieții și când se va deschide cartea cea vieții și numele celui de lângă mine, din casa mea, din anturajul meu, să fie citit acolo ca un mântuit al lui Dumnezeu. Deci, frați și surori, e importantă mărturia aceasta pentru că ea deschide ușa mântuirii, dar este importantă mărturia aceasta pentru că ea îl onorează pe Hristos. Îl onorează pe Hristos pentru că se împlinește ce a zis Domnul aici în Scriptura aceasta, că să ne ducem și să vorbim despre El în toată lumea aceasta, începând din imediata noastră apropiere, dar îl onorează pe Hristos pentru că alți oameni ies din lumea asta plină de păcat și vin la împărăția lui Dumnezeu. Se adaugă la comunitatea celor mântuiți și dau slavă lui Dumnezeu. Vă spuneam despre Natanael ceva mai devreme, dragii mei. Ceea ce a exclamat cumva Natanael într-un final a fost un fel de proslăvire a Fiului lui Dumnezeu. Rabuni sau rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Un fel de onorare a Domnului nostru Iisus Hristos, dragii mei. Pentru că mărturia noastră nu deschide doar ușa mântuirii, ci deschide ușa proslăvirii lui Dumnezeu și a proslăvirii Fiului lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze. Vreau să mai spun un singur lucru și scurt și acesta, dragii mei, în al treilea rând. Se vorbește bine despre noi în cer atunci când suntem dispuși să slujim. Noi suntem obișnuiți să ni se slujească. Să facă cineva ceva pentru noi. Sfânta Scriptură spune despre Domnul Iisus Hristos că a venit în această lume din cer de la Dumnezeu. De ce a venit în această lume? Nu să i se slujească. Ce a venit? Să slujească. Și vreau să vă întreb, citind Scripturile, cei care citiți în cartea asta lui Dumnezeu, s-a achitat Domnul Iisus Hristos de această sarcină pe care Dumnezeu a trasat-o să vină și să slujească. A slujit sau n-a slujit? Frății mei, a slujit și ascultați-mă bine, chiar dacă este înălțat în cer la Dumnezeu, încă îmi slujește și încă ne slujește. Știți ce spune Sfânta Scriptură că face Domnul Iisus Hristos acolo în cer, în Sfânta Sfintelor din cer? Știți? Mișlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Este asta o slujire care o face pentru mine? E nevoie ca acolo în Sfânta Sfintelor Fiul lui Dumnezeu să mișlocească pentru mine. E nevoie să mișlocească pentru dumneavoastră? E nevoie să facă slujba asta? Dar când a fost aici pe pământul acesta? A venit să slujească, nu să îi se slujească. De aceea, atunci când a fost la cu ucenicii la cină, s-a ridicat de la masă, a luat un ștergar, a luat un lighean, s-a plecat să spele picioarele ucenicilor, să le slujească. Uitați-vă, dacă El, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, modelul nostru de slujire, zicem, dragii mei, a făcut asta, sunt eu chemat să slujesc? Ascultă ce spune Domnul Iisus Hristos aici așa. Oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, este slujirea asta? A bine, ziceți, noi nu avem ocazii de felul acesta, că acum la noi este apă, dacă te duci în Israel, acolo e problemă cu apă. Când am fost și am vizitat în 2013 Israel, ne-am dus cu un geamantan cu sticlă cu apă după noi. Că e puțină și scumpă. Nu avem ocazia. E apă peste tot. Trăim într-o zonă unde ne-a binecuvântat Dumnezeu cu așa ceva. O avem la robinet. Dragii mei, dar asta nu înseamnă că numai apă dacă dai. Dacă slujești lucruri
mici, poate neimportante, dragii mei, dar să fie spiritul acesta al slujirii. Și ascultați-mă, frați și surori, știu în biserica aceasta persoane cu o disponibilitate extraordinară pentru slujire. Și alargă încolo și alargă încoace, se duc să viziteze, nu vin aici în față, n-au un fiș apostolului așa ceva, dar au acest spirit de slujire ca și Hristos. Vreau să vă întreb, pentru oameni de felul acesta se vorbește bine în cer? Sau despre oameni de felul acesta se vorbește bine în cer la Dumnezeu? Mă rog Domnului să ne binecuvânteze, dragii mei. Dacă ne place să se vorbească bine despre noi aici, ar trebui să fim interesați să vorbească Dumnezeu bine de noi în cer la Dumnezeu. Orice s-ar întâmpla, să trăim frumos ca în timpul zilei, chiar dacă este o poziție. Să avem curajul să depunem mărturie, viața noastră trăită după voia lui Dumnezeu, să ne califice, să depunem mărturie despre ce a făcut Dumnezeu în viața noastră și să avem această disponibilitate pentru slujire. Hristos a venit să slujească. Noi suntem în această lume pentru o vreme să slujim și într-o zi vom primi răsplătirile veșnice a lui Dumnezeu, cum spune aici Sfânta Scriptură. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.